de suspect. Imediat după acest lucru, fără niciun fel de ezitare, am considerat normal să protejez imaginea Ministerului și a Poliției Române de un eventual scandal mediatic sau de o eventuală situație neplăcută. Motiv pentru care am decis să fac un pas înapoi, însă așa cum cariera am avut-o impecabilă până în acest moment și cum traiectul meu profesional este un impecabil, voi merge până în pânzele albe să arăt adevărul și sunt ferm convins că acest lucru va ieși la iveală. Înțeleg că sunteți acuzat de trafic de influență. Știți ceva despre această acuzație? Știți ceva despre dosarul întocmit? Au apucat să vă înștiințeze cu privire la acest lucru, în afară de calitatea de suspect pe care v-au comunicat-o? Din respect pentru procurori, nu vreau să fac niciun fel de comentariu până când nu stau de vorbă cu dânsii și până când nu lămuresc în fața lor aceste aspecte. Și repet, sunt convins că odată lămurite aceste aspecte și adevărul ieșind la iveală, lucrurile se vor clarifica și vor fi impecabile. Vă mulțumesc. În acest moment mă iertați, pus la dispoziție, v-ați pus practic singur la dispoziție în fața Ministerului Afacerilor Interne, în fața ministrului Carmen Dan. Există și alte motive pentru care ați luat decizia de a vă înceta mandatul de împuternicire? Sunt un om de onoare, sunt un om care acum 24 de ani, când am intrat în Ministerul de Interne, am depus un jurământ, mi-a respectat acest jurământ și o voi face până în pânzele albe. Ați încălcat vreodată legea? Nici măcar moral. Nu am conștiința încărcată cu absolut nimic. Vă mulțumesc.